Ce te nemulțumești? Ai o iubită? Iubește-o. Puterea dragostei ți-a dat șansa să fii acolo unde te-ai proiectat. Pe rețele de socializare, pe nu știu unde vrei tu. Ce nemulțumire ai? Că tu n-ai nicio nefericire. Asta e mai grav. Nu ai. N-am nefericire, dar nu pot să-mi găsesc o scuză pentru ce am făcut. N-am cum să-mi găsesc o scuză. Dar, până la urmă, este și stresul acumulat de-a lungul timpului, certurile acumulate și, până la urmă, trebuie să învăț să mă temperez de 100 de ori mai mult decât am făcut-o până acum. Ei, nu mă refer la Ana aici, mă refer la Ana, general. În general. Asta am vorbit și eu, în general. Dacă e prea mult pentru tine și prea multe certuri și prea mult stres, de ce nu te duci acasă? Uite, vorbesc frumos, de ce nu te duci Ana, acasă? Te rog. Nu, Adelina, lasă-o să vorbească. Ați făcut ce ați făcut, eu acum pot Adelina. Să vorbesc cu voi. Mă lasă să mai departe. Iar te agiți, lasă-o să vorbească. Nu vorbesc frumos. Lasă-o să termine și după aia spui. Mai ai ceva de zis sau ai uitat? Nu, de ce stai aici? De ce stai aici când știi că ai probleme mentale? Nu are. Bun, ai probleme cu nervii, ok. Bun, fii atentă. Sunt atentă. În primul rând, pot să învăț, dar nu pentru tine. Că nu pentru mine, așa, pentru siguranța tuturor din casă. Sunt nivelul mării pentru siguranța tuturor de aici. Pentru siguranță nu cred că am dat nici măcar o palmă. Pentru că nu sunt prima la care ai venit să o bați. Ai sărit și la Nicușor, ai sărit și la Mădălin, ai sărit la multă lume. Ascultă-mă și zic acum încep să sar și la femei. Nu vreau să se difuzeze chestia asta, dar crede-mă. Că dacă aveam în cap, dacă nu venea Maria, dacă aveam în cap chestia asta, nu mă oprea nimeni. Dacă aveam în cap. Aveai în cap, da, nu, altfel nu veneai. Ascultă, nu bun, veneai. Lăsând asta la o parte, rămân în competiție ca să răspund și la ce ai spus tu. Rămân în competiție pentru că am încredere în mine. Așa. Că pot să evit oamenii ăștia de 2 lei ca tine. Am văzut. Dacă vreau. Și văd și acum. Uite, și atâta timp. Bine, acum, dacă nu vreau, nu-i să jignești, nu eviți. Nici măcar bani. Nu, dar în continuu, bolnav mental și azi. Am dat așa o mică avertizare că nu știe să vorbească. Poftiți cum vorbește și eu ar trebui să nu zic nimic, să nu reacționez. Ana, vezi mie, vedeți cum vorbește, vedeți cum... Da, ăștia sunt. Oprește, că jignești de la început până acum. Eu am continuat. Ce am început? Băi, nu-ți mai lua rolul de victimă, da? Vezi că-mi spui, vezi că-mi spui după o grămadă de insulte asta. Și până la urmă am și o limită, care da? Nu te-am înjurat niciodată, ai înțeles? Le-ai cerut că eu vorbesc cu Radu cu tine. E ultima dată când o să ai o conversație cu mine, așa. Îți promit, da. E ultima dată. De acum încolo, așa mai ce vrei să vorbești despre mine sau despre Adelina, poți să vorbești în pungă. Că pe mine nu mă mai interesează nici ce persoana ta. Și am să te evit, dacă știu că îmi faci mie rău. Pentru că mi-am ținut prea mult gura pentru voi și pentru Adelina, că am ținut la ea. Actuală, du-te în toate camerele. Vorbește tot ce urmează. Vorbește pe televizorul ăla, nu mă interesează. Du-te la actuală. Bine, zice, vrei? Asta nu e o amenințare. Eu o să te evit. Ai înțeles? Doar că meritați tot. Bine, nu mă interesează nimic. Am Adelina, ce interesantă ești. Ce va urma să vă zic eu aici în emisiune despre voi și ce părere am eu despre voi. Deci meritați absolut tot. Nu ne interesează părerea ta. Păi nu, interesează restul casei, interesează pe oamenii de acasă, okay, care mă interesează pe restul casei, uite, dacă o interesează pe Daniela, poți să-i spui ei părerea ta despre noi. Nu, o spun pe conexiune să vadă oamenii care mă susțin. Interesează părerea ta, nu, da, okay, o spun pe conexiune să vadă oamenii care mă susțin bine, și mă votează. Bine, cui vrei tu. Okay. Eu nu o să-ți mai dau ceea ce-ți dorești începând de acum. După ce terminăm acum, că e normal, sunt în situația pusă de trebuie să vorbesc cu tine, dar ascultă-mă că ultima dată când o să mai ai vreun dialog cu mine. Înțelegi? Mai, și o să te doară până aici. Eu nu cred până aici că poți fără mine. Nu cred că poți fără mine. Iasmina, am văzut că priveai foarte atent pe Adelina. Ai să-i oferi vreun sfat? Eu i-am spus Adelinei că mi se pare că este puțin schimbată față de momentul în care am cunoscut-o eu, acum câteva luni. Era mult mai calmă, era mult mai distractivă, glumeață. Acum orice îi spun urlă, nu pot să am un dialog. Bine, în afara casei pot să am un dialog normal cu ea, nu este așa, dar în casă, dacă îi spun 3 cuvinte, urlă, sincer, ce pot să-i spun? Decât să aibă grijă ceea ce, ce alege să... Nu mă dar refer tu crezi la că ea este nefericită în această relație? Să vă spun părerea mea sinceră, da. Da, eu cred că este nefericită. Am fost și eu într-o relație, și nu mă refer la cea cu Mihai, am fost și eu într-o relație în care m-am stins, și mi-a spus-o toată lumea, pentru că, efectiv, dintr-o persoană fericită, nu știu, eram dispusă la orice, plecam, mă plimbam, mă distram, am ajuns o persoană închisă, tristă, plângeam, nu aveam chef să ies din casă, se vedea și pe aspectul meu fizic, din toate punctele de vedere și
Da, eu m-am supărat când a ieșit Adelina mai devreme afară, dar ulterior am înțeles-o. S-a dus să plângă afară. Da, pentru că este normal să plângem, să ne descărcăm. Toți plângem. Înțelegi că nimeni nu-ți vrea rău. Hai, fă. Nimeni nu-ți vrea răul. Asta zice. Nici măcar nu i-am vrut rău niciodată. Problema e că trebuie să găsești o cale, Adelina. Eu nu mă comport așa din cauza lui Radu, sau că sunt nefericită, sau nu exclus. Pur și simplu, nu știu, cel puțin Ana. Și știu că e singura persoană care mă aduce în punctul ăsta. Sunt prea multe răutăți, prea multe, nu știu, prea multă tensiune în capul meu, că nu mai pot. Ce e de gând să faci? Nu știu. Să o evit pe Ana complet. Las-o pe Ana, Adelina, problema nu a fost doar Ana. Înțelegi asta, ți-a spus domnișoara Cristina. Problema e că tu te-ai schimbat. Ești schimbată la 360 de grade. Eu am spus de multe și am pus de multe ori întrebarea. Păi, dacă tu crezi că nu ești fericită în relația asta, spune-mi, o terminăm frumos, ne strângem mâna, a fost frumos cât a fost și ne vedem de viața noastră. Dar m-a contrazis... Iasmina, de ce plângi? M-a contrazis și nu m-a lăsat nicio secundă... Rămâi aici, te rog. Nu m-a lăsat să renunț nicio secundă. Spune afară, vă rog. Ce s-a întâmplat? Nimic. Te rog, Radu. Când i-am spus, ok, dacă tu te simți nefericită, ne strângem mâna, o terminăm, a fost frumos cât a fost, cu bune curele, asta a fost. Dar nu m-a lăsat nicio secundă să închei relația și a fost destul de, nu știu, încăpățânată să țină de relația asta, pentru că mi-a spus că își dorește relația asta. Acum eu vorbesc din ce mi-a spus. N-am încercat nicio secundă să-i pun mâna la gură, ba mai mult am împins-o să fie sus. Și am preferat să fie așa, măi, Radu. Domnișoara Cristina, da. Eu am avut certuri multe cu ea pentru că nu vorbește. Nu pot. Pentru că nu se implică. Eu de multe ori m-am citat pe chestia asta. Dar zic. Nu mă lua pe mine că nu vorbește, să nu mă deranjezi de pe mine, ca să o vrăjeală de-a ta. Da, de fiecare dată când Adelina aici, că n-am încearcă să spună părerea sau să spună ceva, intervine Radu și o ceartă tot pe ea. Crede-mă că e conștientă de asta și plânge acum. E conștientă că ceea ce spune domnișoara Cristina e adevărat. Dar nu o să, păi să aprobe asta niciodată, pentru că e frică de reacția ta. Da, bine, poți să mă duc la... Dar eu nu vă spun lucrurile acestea ca să vă fac să suferiți. Sunt adevărate. Să vă trezesc la realitate, să le înlăturați. Poți să mă duc la... Da, ia, știi ce te rog? Chiamă-ți toți colegii și vină cu ei în studio. Nu știu de ce ai ajuns așa, dar problema e că nu spui de ce. Și au sărit toți... Să spună că ești din cauza mea. Ești din cauza mea? Adelina, nu mă supăr. Ascultă-mă. Ascultă-mă ce zic. Nu mă supăr dacă spui că e din vina mea. Pentru că toată lumea spune că e din vina mea. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Revenim după știrile Canal D. O să fii pregătit acum, pentru că o să fie și mai. Cer scuze, Marinescu, dacă bravo. Te-am deranjat cu ceva. Bravo! Nu știu de ce am eu sentimentul că în această seară e o gală tristă. Opa! Ce dumneavoastră? Pentru că m-a emoționat, sunt femeie, normal. Un avertisment așa, subtil. Că iar a început să inventeze lucruri. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. O să fii pregătit acum, pentru că o să fie și mai. Nu cer scuze, Marinescu, dacă te-am deranjat cu ceva. Bravo! Nu știu de ce am eu sentimentul că în această seară e o gală tristă. Opa! Ce dumneavoastră? Pentru că m-a emoționat, sunt femeie, normal. Un avertisment așa, subtil. Pentru că iar a început să inventeze lucruri.
Vă mulțumim tare mult că ați rămas alături de noi. Continuăm gala. Auzi, Codruț, de ce n-ar fi îndreptățită Maria să vorbească despre fericire? Pentru că, doamna Ciara Cristina, ea nu este... Ești fericită în momentul de față? Extrem. Ești, mă, deci când în continuare te duci pe afară, te duci... Auzi, dar tu ești fericit? Eu, da. Se vede. Nu, doamna Ciara Cristina, dar la mine se compensează. Am lucruri care mi-aduc fericire, uite, de exemplu. Dacă pățesc ceva și mă simt rău, mă gândesc că am, nu știu, 100 de oportunități să mă simt mai bine. Hai, Iasmina, te rog. Gata. Dar Maria niciodată nu cred că este în măsură să vorbească de fericire și ce, ne spui nouă ce nu ai, că noi știm că nu ești. Ba da, sunt de în măsură, zic și de ce. Ai trăit nefericire, ai fost pusă mai rău, înțelegi? Da, am trăit nefericirea. Fii atent, atât că ai fost pusă mai rău, dar ai fost pusă cu cap și tu nu ți-ai dat seama. Sau da. Că dacă îți dădeai seama, nu, tu te simțeai mai rău, dar nu atât că nu spunea cuvintele astea, dar le simțeai pe pielea ta. Da, bun. Am trăit, domnișoara Cristina, nefericirea, tocmai din cauza asta. Am ales ca eu să fiu prioritară, indiferent de situație, din orice situație aș fi pusă. Și din cauza asta, da, pot să afirm cu capul sus, în continuare face sunt o persoană fericită femeie, și nu mă interesează, de exemplu, ce vorbești tu acum. Păi, da, te interesezi, nu ți-am dat, te-am și oprit. De ce ai plăcut? Hai tu și vorbești într-una. S-au întâmplat mai multe săptămâna asta care m-au afectat într-o oarecare măsură. Ce anume? Și atât. Nu are nicio legătură, că toată lumea m-a întrebat dacă are vreo legătură cu relația pe care am avut-o toxică despre care vorbeam. Nu. Starea mea are legătură cu fix tot ce s-a întâmplat săptămâna asta în casă. Atât. Văzându-i pe cei doi, ai retrăit momente din relația ta? Văzând-o pe ea. Adică? Te văd tristă. Vrei să te mint? Să-ți spun că te văd fericită dacă te văd tristă? Păi așa o văd, na. Păi dar nu din cauza lui. Asta vorbeam cu Daniela. Și toate stările tale pe care le ai și când urli la noi și toate momentele astea ale tale de isterie le ai din cauza lui, mă gândesc, nu? Pentru că ești nefericită, ești tensionată, ești încărcată. Consider că și competiția. Sunt aici totuși de... Radu este de un an, ea de jumătate de an. Mă gândesc că e afectat într-o oarecare măsură. Mihai, te-ai dus după Iasmin. Da, domnișoara Cristina, m-am dus. Suntem oameni până la urmă, nu? Mi s-a părut normal. De ce normal. N-ai ieșit după Adelina? Sau după Maria? Păi, domnișoara Cristina, în momentul în care eu m-am enervat cu... Era un răspuns. Individul ăsta din spate, ea a fost singura care m-a întrebat dacă am ceva. Da. Mihai. Deci tu, în săptămâna aceasta, consider că ai avut un comportament ok? Am avut o mică scăpare. Dar, bine, nu a fost o scăpare, a fost o glumă neînțeleasă. Ești convins că la acel moment nu ai greșit? Domnișoara Cristina, gândul meu a fost altul față de cum s-a văzut, cum s-a înțeles. La asta vreau să spun. Da, vezi, uneori e mai bine să... Da, mi-am dat seama și de acum încolo nu o să mai fac stilul ăsta de glumă. Da. Eu zic să urmărim împreună acel moment. Să-l analizezi bine. Și să-mi spui tu după, sincer, dacă ai greșit sau nu. Haideți să-l vedem. Ești obraznic? Da. Vezi că ești cu 2 ani mai mic decât mine. Și ce? Am mai multă experiență. Nu cred. Bine? În ce domeniu? În toate. Bine? Ba da, să crezi. Ba da. Poate ești inteligent, dar s-ar putea să te bată în anumite zone. Iartă-mă. Nu am avut abține, iartă-mă. Iartă-mă. Iartă-mă, îmi pare rău. Ce-am făcut? Cum ar veni acum, tu vrei să... Da, că nu s-a întâmplat nimic. Da, serios. Zici că era piață și negociai cu mine. Nu mă uit, că n-am ce să văd la tine. Hai. Nu mă mai punem la... Marinescule! Bă, dar tu cine ești, mă? Bodyguardul lui? Ce? Să cauți aici pe teritoriul ăsta. Dar de ce reacții dacă ești atât de indiferent? Nu am reacții, vreau doar să ții distanța și să nu mai vorbim. Uite, ții distanța. Da.
Și de ce cauți reacții de la mine? Ce reacții cauți? Nu știu de ce. E în considerare tot ce se întâmplă și știi, cel puțin fazele cu Ana. Acum ce este vina pe mine, Nu, omule, dar tu nu ești așa. Și vezi că toată lumea zice că Adina nu-i fericită din cauza ta. Ok, și tu îi lași să zică chestiile astea, Adina? Tu îi lași. Eu ce vrei să zic? Ba da, mă, e? Tu știi. Vrei să vorbesc eu? M-am zis, dar se întâmplă din cauza că nu știu cum să-ți explic. Nu știu cum să explic, efectiv, să mă înțeleg. Nu știu, mie mi-ai zis acasă, că dacă vrei să dăm din casă, dăm din casă. Mie mi-ai zis acasă, când te-am dragat chestiile astea, da? Că nu mai suporți pasta, că nu știu ce, că nu e vina ta. Acum am fi și spui... Păi nu e vina ta, pe cine a zis? Nu, n-am zis că e vina ta. Am zis că vina ta este doar pentru faptul că ei au părerea asta despre noi, atât. Ok, și pe tine, ok. Nu mă interesează părerea lor, dar nu mă întreba de ce nu mă explic. Pe tine de ce te interesează dacă mine nu? Ce? Nu mă pune să-i explic când eu știu care e realitatea și tu o știi. Păi da, Adelina, eu știu realitatea. Eu o știu, da? Dar, în urmă, nu o expui colegilor. O expui domnișoare Cristina, care este moderator și te-a întrebat, și o expui oamenilor de acasă. Înțelegi? Oamenii care te votează pe tine, care mă votează pe mine, care se uită la emisiune, care ne susțin. Și dacă tu când ești acuzată pe chestiile astea, tu nu poți să vorbești sau nu zici ce simți... Doar că l-am explicat. Adică, efectiv, îmi venea să plâng și am preferat să tac. Păi da, și Arzalo, deci practic e vina mea. Am zis nu, am contrazis-o pe asta, dar nu l-a zis. Pe mine nu mă deranjează. Da, okay, dar să te aștepți să fim judecați în continuare pentru chestiile astea. Că nu e așa. Știu, da, să te aștepți. Că nu m-am explicat. Și acum, când a spus Iasmina, la fel. Ai trecut din gură. Și practic are dreptate. Nu e așa. Eu trebuie să spun. Trebuie să fii pregătit acum, pentru că o să fie și mai rău. Vino mă aici, nu știu ce face Iulia. Nu la mine, că-mi e frică de tine. Vino mă aici, mă. Bă, ia lasă-mă, mă! Îmi zici tu mie pe unde să o iau? Nu, eu uite aici vreau să stau și să vorbesc. Toate asta, pe aici. Și dacă ce ea? Bă, e extraordinar. Taci din gură. Gata. Ce? Taci din gură. Dar nu fac, eu ți-am dat. Gata. Pe bune? Băi! Pe bune? Nu s-a întâmplat nimic! Lasă! Îmi doresc eu! Bă, mă, lăsă! Mihai! Pe bune? Răspunde cineva! Băi, ăsta! Fii atent! Aia zic! Vorbești! Aia zic! Nu mai băgat seama, mă! E ok, foarte ok totul! Nu, frate! Everything is alright! Pentru a vă abona, apăsați aici! Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici! Sau aici.